Bună ziua, bună ziua! Astăzi facem lasagna, o să o facem împreună și o să începem cu sosul ragù, pentru că durează până se coace și după aceea o să facem beșamela și apoi o să mântăm și o să avem nevoie. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Bine ați venit! Astăzi o să facem lasagna, o facem pas cu pas. O facem în direct și o să începem cu sucul ragù. Aici avem toate ingredientele, îl facem, că durează până se coace. Și după aceea o să intru din nou și o să facem sosul bechamel și apoi o să mântăm și o să dăm la cuptor. Deci astăzi o să ne ocupăm de lasagna. Este foarte bună, este foarte gustoasă și consistentă. Și o să avem nevoie de circa 900 de grame de carne tocată. Eu am aici jumătate de vită și jumătate de porc. Așa. Avem nevoie de ceapă. Ceapă eu am pus aici cam 180 de grame, două cepușoare. Așa. O să avem nevoie de țelină. Țelină 140 de grame. Dar puteți pune și țelină normală, pe noastră. Eu pun din asta, puteți pune și țelină normală. Așa, 140 de țelină. Aici am un morcovel. Ia să nu dăm pe jos. Am un morcovel că l-am cântărit, care are 110 grame. Așa. O să mai avem nevoie de 600 de grame de suc de roșii, eu aici am cu pulpă, dar puteți pune și sos de roșii, așa, în jur de 600 de grame, așa, piper, aici am vin, 85 de grame de vin, eu am cântărit totul în grame, ca să înțeleagă toată lumea, și uleiul am pus 75 de grame, și sare, și am să dau deoparte, așa. Și o să ne facem ceapa cu morcovul și cu țelina și o să le punem pe foc și apoi ne mutăm pe foc. Așa, le dau aici deoparte și o să le tocăm bine. Așa, acestea. Ia să-mi aduc și un cuțitaș. Așa. O să le tăiem. Eu am să le pun și am să le macin cu un mixer. Așa, și le tai bucăți mari și le pun. Așa. Și am să fac jumătate și jumătate, că mixerul meu este micuț. Și apoi o să mergem pe foc să le punem. Așa, și tăiem și aceste tot așa bucăți mari. Deci cine dorește poate să pună și țelină de-a noastră. Așa, și morcovul tot așa îl tăiem bucăți mari. Așa. Să-l tai așa cu mâna. Așa. Și acum o să punem aici. Eu am așa un mixer micuț și am să pun o parte, uitați, din ceapă cu morcov. Morcovul tăiați mai micuț, așa ca să nu... Așa. Și punem așa aici și țelină și apoi o să punem totul pe foc cu ulei, să undim puțin. Așa. Punem clopoțelul așa aici deasupra și am să mixez. Și punem și mixăm. Așa. Mixăm și facem mărunțel mărunțel. Ia uitați cum a ieșit. Acum o să ne mutăm pe foc. Aici eu am o tigăiță. Am să dau capacul deoparte. Așa. Și o să punem puțin ulei. Deci aici am ulei în jur de, am spus, 75 de grame. Eu am să-l pun pe tot. Așa. Mai întâi punem, măcinăm bine și tocăm bine ceapa
cu telina și cu morcovul și punem așa aici. Am să toc și ce mi-a rămas. Așa, să punem tot. Așa. Și apoi o să aprindem focul, vedeți? Punem restul. Așa, care ne-a rămas. Eu pun țelină, ceapă și morcov. Dă un gust foarte, foarte bun la răgum. Și o să undim puțin ceapa cu morcovul și cu țelina. Așa. Puțin. Și acum adăugăm carnea. Eu am aici 900 de grame de carne și o să o punem așa pe toată. O să vedem dacă reușesc să o pun. Așa. Punem toată carnea și amestecăm. Amestecăm bine așa totul, cu ceapa, cu morcovul. Așa. Amestecăm bine, bine și după aceea adăugăm sare și piper. Și dacă aveți plăcere să distribuiți, eu vă mulțumesc din suflet. Acum o să punem puțină sare. Uitați, eu pun așa. Una și două, de cam de două ori. După aceea gustăm și dacă este nevoie mai adăugăm. Puțin sare. Punem puțin piper. Tot așa. Ia uitați, cam o linguriță de piper. Avem destulă carne. Atât. Și amestecăm. Amestecăm bine, bine. Așa, bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Și cât se face, să repetăm încă o dată ingredientele pentru sosul ragu. Avem nevoie de 900 de grame de carne tocată, mixtă, jumătate de vită, jumătate de porc, 180 de grame de ceapă, 110 grame de morcov, 140 de grame de țelină, eu am pus țelină, frunze și tulpini, puteți spune și țelină normală, ia uitați, țelină de-a noastră, este la fel de bună. 75 de grame de ulei, eu am cântărit în grame, 85 de grame de vin, 600 de grame de suc de roșii cu pulpă, sau puteți spune și simplu, fără pulpă, doar sucul de roșii, sare cât este necesar, piper cât este necesar și punem pe foc. Ia uitați, am pus uleiul, ceapa, țelina și morcovul tocate, le-am undit, apoi am pus carnea, am amestecat bine, am adăugat sarea și piperul, acum o să adăugăm și vinul, cam așa trebuie să arate când adăugăm vinul. Eu așa fac. Dacă doriți să încercați și voi, să vedeți cât este de bună. Aici avem 85 de grame de vin. Îl lăsăm să... Așa. Și amestecăm puțin. Îl punem. Și îl lăsăm să se evapore puțin. Așa. Gustați de sare și de piper după ce ați adăugat... ia uitați, adăugăm 600 de grame de pulpă, de suc de roșii cu pulpă. Amestecăm, lăsăm să fiarbă puțin și apoi gustăm de sare și de piper. Așa. Și acum lăsăm să fiarbă. La foc mic, circa o oră. Dacă e nevoie, mai adăugăm puțin apă. Așa. Uitați. Și acum lăsăm, punem căpăcelul. Ia uitați. Eu am acest căpăcel micuț și când am nevoie să adaug apă, pun așa aici. Și intră cât puțin, câte puțin, picătură cu picătură.
în interior. Ia uitați, începe să fiarbă. Eu o las la foc mic, pun capacul. Sosul este gata, l-am lăsat mai mult de o oră. Sunt aproape 2 ore. Am lăsat mai mult ca să vedeți foarte bine cum arată sosul când este gata. Vedeți că s-a ridicat tot uleiul. Acum o să dăm deoparte și cam așa arată consistența la sosul nostru de ragu. Ia uitați-l. Nu trebuie să fie nici prea moale, dar nici lichid, dar nici prea tare. Cam așa, ca să se umezească foile. Ia uitați-le, foile de 500 de grame de lapte pentru sosul bechamel, 30 de grame de unt, vedeți? Un cup, cât o nucă. Așa. 30 de grame de făină, cam cât. 2 linguri, 30 de grame. Așa. Și nucușoară. Ori o cumpărați gata praf, sau în șoradeți așa în... Să scoatem de aici. Și să ne scoatem răzătoarea, care nu vrea să iasă. A ieșit. Așa. Eu sosul bechamel nu pun sare. Și acum o să dăm deoparte. Avem nevoie și de 250 de grame de pastă proaspătă în foi, 100 de grame de parmezan și 200 de grame de mozzarella. Așa o să facem astăzi. Ne ducem spre aragaz din nou și să facem sosul nostru. Așa. Am să dau deoparte. Vreau să pun untul să se topească. Și o să amestecăm cu acest tel. Așa, îl lăsăm să se topească aici. Aici avem sosul nostru. Ia uitați-l ce bine arată. Eu l-am fiert mai mult ca să vă arăt exact cum arată. Așa. Și cu un tel o să amestecăm. Aici se topește untul. Așa. O să punem și un mâner aici ca să ținem. Așa. Și amestecăm untul. Ia să ridicăm puțin flacăra. Topim untul. Acum facem sosul bechamel. Topim untul. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit în bucătărie la Camelia, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Eu vă aștept și pe canalul meu de YouTube. Acolo găsiți și rețeta la lasagne și la sărmăluțe și la varză cu carne și la fel de fel de salate și la cozonaci și la sfințișori și biscuiți ghiocel. Și crostată mărțișor aveți foarte, foarte multe, fel de fel. Peste 600 de rețete vei găsi pe canalul meu de prăjituri cu Camelia și bucate gustoase pe YouTube. Așa, untul s-a topit aproape. Ia uitați. Acum o să adăugăm făina. Toată, așa, odată. Și amestecăm. Eu în sosul ăsta nu pun sare. Așa, și amestecăm așa bine. Și așa o să facem sosul nostru bechamel. Și după ce am amestecat bine făina cu untul, începem să unim laptele. Eu aici am circa 500 de grame de lapte. Să vedem cât o să ne trebuiască. Vedeți? Și amestecăm încet. O să punem și nucușoară. Acum puteți pune așa și o radeți. Sau direct în praf. Ia uitați, gata măcinată. Și am să pun așa, gata măcinată puțin. Așa.
amestecăm, am să dau flacăra la mic, amestecăm așa. Și laptele îl adaug treptat, puțin câte puțin, la sosul bechamel. Așa, și mai adăugăm puțin. Eu așa fac sosul. Și amestecăm încet, încet. Până o să avem consistența unei smântâne, nu prea groasă, dar nici prea subțire. Vedeți cum se îngroașă? Acum adăugăm din nou lapte. Ia uitați, punem lapte. Așa. După ce terminăm, o să punem la cuptor lasagna, o să o montăm, o să o preparăm pentru cuptor. Așa, și amestecăm. Amestecăm continuu să nu se lipească. O să deschidem, avem aici deschis. Așa. Și amestecăm, amestecăm. Deschidem luminile astea să se vadă. Așa. Până o să avem consistența unei smântâni, nici prea groase, dar nici prea subțiri. Așa. Vedeți că se îngroașă. Și am să mai adaug puțin lapte, încă nu este gata. Uitați, încă puțin. Și amestecăm, amestecăm. Și încet, încet sosul nostru bechamel este gata. Așa. Vedeți? Consistența începe să fie aproape gata. Amestecăm încet, încet. Eu am să o fac puțin așa mai moale consistența, pentru că oricum se îngroașă după aceea. Așa, mai punem puțin lapte. Deci eu aici am avut circa 500 de grame de lapte. Eu am măsurat totul în grame ca să nu fac confuzii cu voi. Și e și mai simplu pentru fiecare. Punem pe cântar și cântărim. Așa. Deci sosul nostru bechamel este aproape gata. Așa, lăsăm să fiarbă puțin. Amestecați continuu și la foc mic să fie, ca să nu se lipească. Așa, și amestecăm, amestecăm, amestecăm. Așa. Ia uitați-l. Ca o smântânică, așa mai groasă. Nu e mai groasă, mai subțire. Nici prea groasă, dar nici subțire să fie. Așa. Și îl lăsăm să fiarbă puțin. Vedeți, este aproape gata. Eu am să mai pun încă puțin lapte. Puțin, puțin. Deci mi-au intrat circa 400 de grame de lapte. Eu aici am avut 500. Îmi stau deoparte și amestecăm. Amestecăm așa încet. Așa. A, și sosul bechamel este gata. Aici avem sosul ragu, sosul bechamel. Ne-am pregătit și mozzarella și parmigianul sau parmezanul, puteți pune și cașcaval. Ia uitați consistența. Oricum se mai întărește în timp ce se răcește. Eu pun totul fierbinte cald în tavă. Îmi deschid în timp ce prepar și pun în tavă toate ingredientele pentru lasagna și o montez. Deschid și cuptorul ca să fie cald. Așa. Acesta este sosul bechamel. Cum am spus, eu nu pun sare, pentru că avem destul de sare în sosul ragu și nu pun. Dar dacă doriți, puteți pune. Așa. Amestecați, amestecați ca să nu se lipească. Așa. Eu fac cutelul ca să nu iasă cocoloașe, că se amestecă mult mai bine. Așa. Lăsăm să fiarbă puțin și dăm deoparte.
Și începem să montăm lasagna. Cu parmezanul, mozzarella, 100 de grame de parmezan, 200 de mozzarella aici, sosul bechamel făcut acum, sosul ragu făcut înainte și foile noastre. Avem 7 foi, sunt 250 de grame de pastă. Așa. Și acum ne trebuie un vas unde să punem așa. Dau deoparte. Ia să vedem. Așa. Aici avem un vas. Și am să iau puțin din ragu și am să pun aici și cu puțină beșamela. Ia, uitați, luăm și puțină beșamela și punem așa deasupra. Așa. Și amestecăm așa bine. Și asta o să fie partea de jos. Așa. Și acum avem foile, vedeți? O să tăiem, o să așezăm așa aici și o să tăiem bucățica de aici. Și o să o punem aici alături. Așa. Și acum punem ragu. Și puțin sos beșamel. Așa. Pentru diseară avem lasagna. Sosul îl puteți, ragul puteți face diseară pentru a doua zi și l-aveți gata. Așa. Punem puțin parmezan. Așa. Și acum o să rupem câte o bucățică din... sau tăiați cu bulețe, eu o rup. Și puneți așa. Peste tot. Ia uitați. Peste tot așa puțin, câte puțin. Și până o să facem toate straturile. Acum luăm altă foaie. Am pus prima dată așa, acum o să punem invers. Și tot răsucim. Ia uitați, o să punem așa. Se vede? Nu se vede. Nu se vede. Ia să dau mai în spate. Așa. Că nu se văd toate. Op. Așa. Și am așezat așa. Colțurile le putem și întoarce în interior. Dacă dorim. Să nu le lăsăm. Și repetăm. Repetăm cu ragu, beșamela, parmezan, puteți pune și cașcaval dacă nu aveți parmezan. Și mozzarella. Până terminăm. Apoi o să dăm la cuptor. Așa și cum am spus, o să deschidem cuptorul. Am să-l deschid și eu acum imediat. Punem puțină beșamela. Așa. Și amestecăm așa puțin. Eu așa fac mereu și să știți că este foarte, foarte bună. Nu, ne place foarte, foarte, foarte mult. Așa. Puțin parmezan. Punem așa peste tot. Luăm puțină mozzarella. O să împărțim că avem 7 straturi și o să punem câte puțin așa din fiecare. Pe fiecare strat să avem puțină mozzarella. Așa. Dacă doriți, puteți spune mai multă. Puteți spune încă una. 300. Așa. Uitați. Și acum. Și rotim mereu. Rupem. Așa. Și punem așa. Ia uitați. Acoperim așa aici. Și continuăm. Pasta este proaspătă, nu are nevoie să fie fiartă, se pune direct așa. Apoi vă uitați pe prospect că scrie dacă trebuie sau nu fiartă, dar eu de cea proaspătă nu o fierb niciodată.
O pun așa. Punem puțin beșamel. Puțin sos. Așa. Și acum continuăm cu mozzarella, cu parmezan. Așa. Durează mai mult sosul până se face ragu. Ca să fie, cu cât este fiert mai mult, cu atât este mai gustos. Așa, și acum punem din nou. Și punem. Punem așa. Și acum punem deasupra din sosul nostru. Și punem restul de mozzarella și de parmezan. Așa. Și rupem așa cu mânuță. Puteți tăia înainte mozzarella să dacă doriți. Eu rup așa, bucățele. Așa. Acum o să dăm cuptor. Cuptorul l-am încălzit la 180 de grade și lăsăm circa 20 de minute. Lasagna este gata. Astăzi am făcut-o împreună. O încercăm cu furculița să vedem dacă este făcută. Ia uitați, se simte, este gata, ați văzut, nu durează mai mult de 20 de minute la cuptor. Așa, și acum cu o paletă o tăiem și o scoatem din formă. Ia uitați așa, o împărțim. Sau cu un cuțitaș, cu ce preferați. Eu tai cu paleta. Așa. Este gata lasagna. Astăzi am făcut-o împreună cu voi, să vă arăt cum și să o punem pe farfurie. Ia să ținem așa bine de să o scoatem. Așa, ia să ne ajut. Și să o punem pe farfurie. Ia uitați. Lasagna. Trebuie lăsată să se odihnească câteva minute și după aceea o punem, o tăiem. Au durat 20 de minute, este bună, gustoasă. Sper să vă placă, să o încercați. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și că ați fost astăzi alături de mine. Vă doresc multă, 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 multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. Ia să mai scoatem încă o. Așa. Ia uitați, lasagna. Bună și gustoasă. Vă pup dulce, la revedere și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de mine astăzi. Pupici! Mm-mm.